România face un bine istoric Europei, pentru că trimite 4 milioane de tineri sănătoși între 19 și 39 de ani, care împrospătează Europa ca o transfuzie de sânge proaspăt unor oameni care suferă de invazie islamică, de tot felul de probleme economice și așa mai departe. Această binefacere pe care o face România Europei, Spaniei, Portugaliei, Italiei, Franței, etc., etc., pentru România este un lucru foarte răufăcător. Pentru că populația a îmbătrânit cu 20 de ani din cauza plecării a 4 milioane de tineri, pentru că 80.000 de copii, în loc să trăiască cu mama și tata, trăiesc cu bunicul și bunica și așa mai departe și așa mai departe. Nu, ceea ce este cel mai important pentru România nu este o autostradă de la București la Constanța sau de la aeroportul Coandă la Sucevița sau Moldovița. Ce e cel mai important este oprirea migrării tineretului, trebuie eforturi uriașe ca să facă locuri de muncă. Pentru că fiecare tânăr care pleacă și emisiunile de la televiziune nu pot să le suferi când arată ce succese au tinerii și tinerele românce, inteligente, frumoase, deștepte, ajung acolo profesor și șef și nu știu ce. Asta se arată la televizor. Trebuie oprită migrarea.